Un eveniment cu totul special a avut loc pe 9 aprilie la Poiana Stampei, unde invitat extraordinar a fost Paula Selling. Concertul Joia Mare la Poiana Stampei a avut loc începând cu ora 16 în sala de concerte a Casei de Cultură din Poiana Stampei. Scopul evenimentului a fost strângerea de fonduri pentru reconstrucția bisericii distruse în incendiul din 18 februarie. Manifestarea a fost organizată de Primăria Poiana Stampei, Parohia Poiana Stampei și Grupul de Inițiativă pentru reconstruirea bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Biserica din secolul al XIX-lea din Poiana Stampei este monument istoric care a ars în urma unui puternic incendiu. A fost distrusă în urmă cu câteva săptămâni. E o mare tristețe ce s-a întâmplat și de aceea mă bucur tare mult că pot să fiu aici, că oamenii s-au gândit și la mine atunci când au conceput acest spectacol caritabil cu strângerea de fonduri pentru a reface biserica. Mă bucur și în același timp sunt tristă că a trebuit să se întâmple acest eveniment, practic întorcându-ne în timp. Mai bine nu se întâmpla evident nimic și atunci am fi cântat doar de ziua asta mare. Sper din tot sufletul să se adune toți banii de care e nevoie și oamenii să se poată bucura în continuare de Lăcașul Sfânt. Credeți că maramureșenii și bucovinenii pot face front comun nu știu câte oară să ridice un lăcaș al Domnului? Absolut. Nici nu cap în discuție. Sunt convinsă că putem împreună să facem un lucru bun pentru lăcașul acesta. Biserica noastră nu mai este, dar prin unire, așa cum am mai spus-o, și prin dăruirea fiecăruia dintre noi, vom reuși să pornim cu dreptul înainte și sper eu ca în cel mai scurt timp cu putință, însemnând după sărbătorile pascale, să dăm startul lucrărilor de investiție pentru acest obiectiv imperios necesar pentru Comuna Poiana Stampei. Veți avea parte de un spectacol minunat, alături de interpreți de seamă. Mai mult decât atât, cred că i-aș putea denumi ctitori, primii ctitori ai acestui sfânt lăcaș pe care ne dorim construit cât mai repede aici, în Comuna Poiana Stampei. Și le mulțumesc pe această cale tuturor celor prezenți care ne vor cânta cu frumoasele melodii creștine, pricesne, adevărate, muzică ortodoxă, care să ne ungă la suflet în această săptămână mare, săptămâna patimilor, în care toți trebuie să ne gândim la patimile care le-a avut Domnul nostru Iisus Hristos și să fim mai drepți, mai curați, mai cinstiți și mai credincioși decât niciodată. Atunci, pe 9 aprilie, pompierii au intervenit la fața locului cu 7 autospeciale cu apă, însă nu au putut face minuni. Întregul interior al bisericii a fost distrus, odată cu bunurile de patrimoniu cultural. 3 icoane au rămas neatinse, alături de alte obiecte bisericești.
preotul Donisian Tătaru, preotul paroh din Poiana Stampei. Spune că este o minune dumnezeiască, însă credința poate face ca Biserica Domnului să fie din nou reclădită. Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a comunicat că în urma anchetei s-a stabilit că incendiul a fost provocat de un scurt circuit produs la instalația electrică. Într-o fracțiune de secundă se pot întâmpla multe neprevăzute. Noi trebuie să fim pregătiți, zicem așa. Ce trebuie să facă comunitatea? Unită să fie în jurul bisericii. Ea de lemn a fost, s-a topit. Biserica este de două feluri. Biserica luptătoare, care e aceasta pe pământ, care e formată din enoriași, și biserica triumfătoare, care au plecat cei care au plecat din rândul nostru. Acei care au plecat și-au făcut datoria de a-au zidit-o și casa lui Dumnezeu de lemn. Și acum biserica, deci, trebuie să fie unită, ea cea vie, formată din credincioși, ca să ne mână de la mână, ca să rezidim. Trei elemente aduceau valoare bisericii în afara construcției în sine. Catapeteasma, care era lucrată de pictorul bucovinean Epaminon Dabucevski, trei policandre oferite bisericii de regele Carol I și faptul că primul paroh al lăcașului de cult a fost renumitul academician și folclorist Simeon Florea Marian. În incendiu, trei icoane mari au scăpat de furia focului, două au fost afectate mai puțin, una ceva mai mult, toate trei stau mărturie astăzi sub ochii credincioșilor. Asta datorită minunii lui Dumnezeu, zic eu așa, dar și voinții și credinții și inimii mărinimoase a celor care au spart ușa bisericii și au intrat în Sfântul Altar și au sustras de acolo și arhiva și crucile care s-au îndoit de fum și de foc, le-au sustras de acolo, plus aceste icoane le-au smuls, cum erau în acolo, le-au smuls cu puterea aceea, că Dumnezeu dă în momentele acelea de disperare o putere, încât cum erau eu prins acolo puternic, le-au smuls de acolo efectiv și le-au dus în brațe și le-au așezat aici lângă gardă, așa. Și ce s-a putut, s-a salvat. O da Dumnezeu, arhiva nu a ars, alte documente au ars, dar arhiva nu a ars, aceea de care este arhiva. Și plus de asta, veșmintele nu ne-au ars toate. Sfântul Antimis nu a ars. El nu a ars lințolul deasupra și nici evangheliile nu au ars. O să vi le aduc, acele trei evanghelii, ca să le vedeți și dumneavoastră, să le arătați. Numai le-au pârjurit focul. Și pentru că focul de deasupra a fost așa de le-au dogorit evangheliile, cuprul s-a topit la unele cruci, dar aici la Sfântul Antimis doar numai o dunguță de Sfântul Antimis s-a topit, că era cu fir de nailon sau cumva, dar el este intact. O să vi-l arăt și pe acela, să-l filmați, să-l vedeți, pentru că e tot o mărturie dumnezeiască, că focul s-a prins deasupra altarului, deasupra, acolo unde s-au bifurcat rețeaua electrică cu tub Berman din 1962, care era un fir de aluminiu cât un vârf de ac, învălit cu o gumă de gumă și băgat prin tubul acela Berman nemțesc, Berman, care era de fapt învelit cu hârtie, o hârtie gudronată, cu smoală pur și simplu. Și aceea, când a făcut scânteie, s-a topit și s-a dus pe firul în patru locuri. La momentul în care s-a sesizat incendiul, câțiva localnici au mai avut timp să intre în biserică. Din păcate, mare parte din bunurile de patrimoniu au fost mistuite de flăcări. Fiind o biserică veche, lăcașul de cult nu intra în categoria celor care au nevoie de aviz de securitate împotriva incendiilor. După atâtea câte s-a întâmplat în viața noastră, de comunitate, au trecut două război mondiale și nu s-a întâmplat nimic cu biserica.
a trecut vremea aceea de restriște și toate vremurile au fost de restriște. Că și acum avem o libertate, dar libertatea aceasta vedem noi că ne costă foarte mult. Totuși e vreme de restriște, că lumea se află tulburată și se simte neajutorată și poate părăsită de Dumnezeu. Dar în necazuri ne întărim prin credința în Dumnezeu și îi mulțumim la Dumnezeu și de bine și de rău. Că ne-a mulțumit Dumnezeu, ia darul. Doamne ajută, mulțumim foarte mult. Noi vă mulțumim frumos că ați binevoit să repopoziți la Poiana Stampei, să arătați iubitorilor postului dumneavoastră de televiziune aceste imagini și aceste mărturii de credință și de nădejde la Dumnezeu, care gresc despre o comunitate care este Poiana Stampei și care nădăjdim că vom rândui, după voia lui Dumnezeu, că fără voia lui Dumnezeu nu face nimic, să rezidim biserica din comun. Biserica cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost ridicată între anii 1883 și 1885 și are în spate o poveste frumoasă. Este cunoscută ca prima biserică din lume care a fost ridicată în cinstea unei căsătorii. Vorbim despre căsătoria prințului Rudolf al Austriei, fiul împăratului Franz Iosef, cu Stefanie de Belgia. Delegația de locuitori din comună care s-a deplasat la Viena pentru a cere aprobarea pentru ridicarea unei biserici s-ar fi folosit de prilejul fericit al căsătoriei pentru a nu putea fi refuzată. Asta în condițiile în care puterea austriacă, de sorginte catolică, nu era prea încântată atunci când primea solicitări privind ridicarea unei noi biserici ortodoxe pe teritoriul pe care îl stăpânea. Căsătoria în cinstea căreia a fost ridicată biserica nu avea să fie una fericită. Prințul Rudolf, fire rebelă și total opusă soției sale, s-a sinucis după câțiva ani, împreună cu amanta sa, la o partidă de vânătoare. Prințesa avea însă să mai trăiască 56 de ani după aceasta.